Tânăra a fost adusă la Spitalul Municipal din Hunedoara miercuri 3 noiembrie cu dureri abdominale și a fost consultată în urgență. Au fost chemați doi specialiști. În primul rând a fost ginecologul de gardă, care a cerut și un consult chirurgical. După ce au consultat-o și după starea clinică, care s-a ameliorat după cât timp a stat în urgență, a fost lăsată să meargă acasă. A doua zi, durerile au revenit și mai puternice, iar tânăra a fost adusă din nou la spital. A fost operată de urgență și a rămas la terapie intensivă. Femeia a făcut un șoc septic și organismul i-a cedat. Moartea fulgerătoare a Roxanei i-a cutremurat pe apropiați, mai ales că tânăra nu avea probleme de sănătate. A fost colega mea și prietenă și mai n-am avut soră și mi-a fost ca o soră. Era o persoană care aducea zâmbetul pe buze tuturor, efectiv prin prezența ei. Din păcate, am pierdut-o foarte repede. De mică am ținut la ea enorm de mult, ca și la fata mea. Sufletul mi-a rupt. Roxana a absolvit Facultatea de Drept și Științe Administrative și lucra la primăria comunei Cerbăl. Edilul crede că ar fi vorba de o culpă medicală în cazul fetei. Părerea mea e că a fost tratată cu superficialitate. Roxana avea o infecție ridicată în organism, iar medicii nu au văzut acest lucru. La spitalul din Hunedoara s-a deschis o anchetă. Probabil că luni vom avea rezultatul anchetei noastre interne. Așteptând la medicină legală de la DEVA rezultatul durerilor, dacă cineva se face vinovat de o culpă medicală, în cazul ăsta va plăti. Roxana va fi înmormântată luni în municipiul Hunedoara.